Salutare tuturor și bine v-am la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, Echi doctorașul, iar în acest videoclip vă voi prezenta cele mai bune setări pentru înregistrarea videoclipurilor voastre cu OBS Studio. Dar înainte de a începe videoclipul, sunt câteva mențiuni pe care trebuie să le fac și sunt foarte, foarte importante. Și anume că aceste setări pe care vi le voi prezenta sunt variabile în funcție de performanța sistemului vostru și în funcție de rezoluția la care vreți să înregistrați. Pentru că cu cât creșteți rezoluția înregistrării, cu atât veți avea nevoie de un sistem mai performant. Și la fel, dacă aveți un sistem foarte performant, puteți să mergeți către niște setări pentru o calitate mai bună, la fel dacă aveți un sistem mai slab, puteți să scădeți un pic din aceste setări pentru a obține un echilibru între calitatea videoclipului și calitatea gameplay-ului pe care îl prezentați. Bun, înainte de a începe videoclipul, nu uitați să lăsați un like, mă ajută foarte, foarte mult pentru a-mi da seama cât de mult v-a plăcut acest videoclip și de asemenea, dacă vreți să mai vedeți alte tutoriale, abonați-vă și dați pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Hai să trecem la treabă. Intrăm în OBS, iar mai apoi vom merge la Settings, se va deschide această fereastră cu mai multe taburi. La tabul de general nu facem modificări pentru că nicio schimbare de aici nu va afecta calitatea video, mai mult va afectează workflow-ul. Mergem mai departe, mergem direct la output, Trecem de partea de stream pentru că aici avem setări numai pentru stream și în acest videoclip vom vorbi numai despre setările de recording. Pentru setările de stream, dacă vă interesează, pot să fac un videoclip separat pentru că acestea sunt diferite. Așa că nu aplicați setările pe care le vedeți în acest videoclip dacă vreți să faceți stream. Aceste setări de astăzi sunt numai pentru înregistrarea videoclipurilor. Trecem de stream, cum ziceam, ajungem la output și selectăm în primul rând output mode pe advanced. Trecem de casa Streaming pe care vom, o vom aborda dacă vom face un videoclip pe partea de streaming și mergem direct la Recording. Recording Type Standard. Recording Path este locul unde se vor salva videoclipurile și vă recomand să alegeți un folder diferit, de pe un hard diferit, cu cel pe care aveți OBS-ul și sistemul de operare pentru a nu avea diferite conflicte și probleme în acest sens. Mai apoi, Recording Format este un lucru foarte important. Avem două opțiuni în funcție de necesitățile de, de necesitatea de voastre. MP4 este un format foarte bun dacă Filmați până în 10 minute de înregistrare. Dacă știți că filmați videoclipuri mai lungi și nu vreți să riscați să primiți anumite erori și să vă pierdeți toată înregistrarea, atunci puteți să selectați MKV. MKV este un format care, în cazul în care aveți dificultăți tehnice sau probleme și programul crapă, videoclipul se va salva până în momentul în care crapă programul și veți avea măcar o parte din înregistrare. Pe când mp 4 dacă se întâmplă ceva în timpul înregistrării și programul de eroare veți pierde toată înregistrarea fișierul fiind corupt. Prin urmare, recomandarea mea este că dacă filmați până 10 minute, atunci folosiți MP4. Dacă filmați peste 10 minute sau dacă filmați videoclipuri foarte importante pe care nu le puteți reproduce, atunci selectați MKV. Iar eu vă voi arăta la finalul acestui videoclip. Cum puteți să setați OBS-ul să vă transforme automat la finalul înregistrării fișierele MKV în fișiere MP4 pentru a le putea edita și pentru a le putea publica unde vreți voi. Mai departe, video encoderul este la fel de important, dar variază în funcție de placa video pe care o aveți. Dacă aveți Nvidia, veți avea Nvidia NVENC H264 sau H265. Dacă aveți placă video de la AMD, veți avea AMD H264 și dacă nu aveți niciuna dintre aceste opțiuni, aveți opțiunea de X264, pe care însă nu o vă recomand să o folosiți dacă aveți alte opțiuni disponibile, pentru că această opțiune folosește foarte mult puterea de procesare a procesorului și veți avea performanțe mai slabe ale tot ale programului cât și ale jocului pe care îl jucați. Așa că, dacă sunteți pe Nvidia, vă recomand H264, dacă aveți H265, Puteți să-l folosiți, dar sunt anumite programe care încă nu recunosc acest encoder, fiind un encoder mai nou. Așa că, pentru compatibilitate, compatibilitate vă recomand H264, respectiv aceeași opțiune pentru cei de la AMD. Mai departe, audio encoder FFMPG-AAC, iar audio-text în funcție de câte uh, piste audio aveți nevoie. Dacă vreți să înregistrați totul pe un singur track, atunci selectați unul. Dacă vreți, de exemplu, să aveți microfonul partea audio înregistrată pe un track și partea audio de pe desktop pe un alt track separat, astfel încât să le puteți edita separat, selectați 2 și așa mai departe. Risc la output îl lăsăm dezactivat, la fel și automatic file splitting și mergem mai jos către encoder settings. Encoder settings care sunt foarte importante. Avem două opțiuni, vă voi prezenta cea mai bună opțiune pentru calitate, iar la finalul videoclipului vă voi prezenta o alternativă pentru cei cu sisteme mai slabe. Deci pentru calitate avem rate control pe EQP iar CQ level variază în funcție de performanțe și în funcție de rezoluția la care înregistrați. 16 de exemplu este cea mai bună opțiune, cel mai bun nivel pentru calitate. Dar bineînțeles Va crește și dimensiunea fișierului video și va crește și necesitatea de performanță din partea sistemului. Așa că undeva între 16 și 20 puteți să mergeți foarte bine. Dacă aveți un sistem mai slab, puteți să mergeți la 20. Dacă aveți un sistem mai performant, puteți să mergeți la 16. Sub 16 aveți niște fișiere foarte mari, iar calitatea nu se, uh, nu se observă ca și diferență. Dacă înregistrați, de exemplu, 1440 sau 4K atunci mergeți undeva la CQ level 18. Între 16 și 18 diferența nu este foarte mare, însă diferența de spațiu este imensă și veți avea niște fișiere foarte mari. Eu filmez 1080p 60fps pe 16 CQ level, iar dacă înregistrez 1440, merg pe 18 CQ level. Deci trebuie să vedeți un pic care e treaba. Dacă vă framează și vedeți că nu aveți o calitate bună și că sistemul vostru este supra solicitat, atunci puteți să creșteți check level până la 20. Keyframe interval 2 secunde, presetul la fel variază în funcție de performanțele sistemului vostru. Eu îl am pe slowest pe 7 best quality. Am un 4070 RTX și un i5 de generația 13 și merge foarte, foarte bine. Dacă vedeți că nu aveți tocmai cea mai bună performanță a jocului, puteți să mergeți pe slower sau chiar pe slow, dar recomandarea mea este să nu mergeți mai jos de slow, adică cel mai, cel mai jos puteți să mergeți pe slow, slower este cel mai ok ca și echilibru între calitate și performanță, dar dacă aveți un sistem foarte performant, puteți să mergeți chiar pe slowest. Tuning high quality, multipass mode, diferențele în performanță sunt minime, la fel și în vizual între quarter resolution și full resolution, așa că vă recomand să mergeți pe full resolution. La fel, dacă aveți probleme de performanță, puteți să mergeți pe quarter resolution. Profile High, Look Ahead, dezactivat, Psycho Visual Tuning, activat. GPU 0, asta se activează numai în momentul în care aveți mai multe plăci video și vreți să selectați care anume să facă encoding-ul. Max B-Frames 2, îi dăm Apply și mergem mai departe pe Audio unde puteți să selectați bitrate-ul pentru fiecare trec în parte și replay buffer care nu vă interesează acum. Mergem mai apoi la categoria audio, unde selectăm sample rate-ul pe 48 kHz în cazul în care nu l-aveți deja selectat și channels stereo. Iar de aici un singur lucru pe care vi-l recomand să-l faceți este să setați microfonul pe care vreți să-l folosiți, pentru că celelalte mai pot fi modificate, însă microfonul, mai ales dacă aveți mai multe microfoane, gen unul dedicat, unul pe, pe căști, altul direct din din monitor. E foarte bine să setați voi direct care microfon să fie folosit. Dăm bineînțeles apply și mergem mai departe pe video. O altă categorie foarte importantă este aceasta, Base Resolution și Output Resolution. Base Resolution este rezoluția nativă a monitorului vostru. Dacă aveți un, un monitor Full HD, atunci aveți avea rezoluția 1080, adică 1920 cu 1080. Dacă aveți un, rezolu, un monitor cu rezoluția 2K, adică 2560 cu 1440, setați de aici din Dropdown rezoluția potrivită. Asta nu este rezoluția la care voi înregistrați jocul. Asta este rezoluția la care voi înregistra jocul. Și acum avem așa. Dacă vreți să înregistrați jocul la aceeași rezoluție la care aveți și monitorul, lăsați pur și simplu Output Resolution pe 2560 x 1440 sau 1920 cu 1080, depinde de rezoluția voastră. Dar dacă, de exemplu, vreți să dați Downscale și știți că înregistrați la 1080p, dar voi aveți un monitor 2K, atunci pur și simplu mergeți pe Output și selectați 1920 cu 1080. Prin urmare, veți filma la rezoluția maximă Full HD 1920x1080. În momentul în care apare și această opțiune Downscale Filter pe care trebuie să-l modificați pe Langzos Sharpened Scaling 36 de Samples pentru a avea cea mai bună calitate în momentul în care se face downscale. Iar mai apoi avem FPS values în funcție de numărul de FPS-uri pe care vreți să-l aveți când filmați. Pentru înregistrările video cu fața recomand 30, pentru înregistrările jocurilor recomand 60 de FPS-uri. Dăm apply și mergem mai departe la advanced, Proastă spărare lăsăm pe normal, render direct 3D 11, color format nu folosim nimic de aici, nu modificăm. Singurul lucru pe care ați putea să-l modificați este color range-ul între full și limited. Full vă oferă mai multe culori, un pic mai calitativ, dar limited vă oferă mai mult contrast și un color accuracy mai bun. Eu folosesc full și mi este suficient, plus că mi oferă un pic de brightness în plus. La recording nimic, nimic dacă a selectat MP4, dar dacă a selectat din, din output de aici, de pe recording, dacă a selectat MKV, atunci mergeți la Advanced și aveți Automatically Remax to MP4. Dacă dați click pe, acest, pe această căsuță, la finalul înregistrării, după ce apăsați pe butonul de finalizare, automat OBS-ul va transforma fișierul MKV în fișier MP4. Astfel încât aveți și fișierul MP4 și fișierul MKV pentru a putea lucra, lucra cu amândouă, fără să aveți un risc de a pierde informațiile în cazul în care uh, programul dă crash. Și cam astea sunt setările. Ok? Tot ce trebuie să faceți este să setați sursele, scenele și să vă să jucați un pic cu partea de audio pentru a avea totul foarte ok și apoi puteți să înregistrați. Dar despre asta vom vorbi într-un alt videoclip, cum aranjați un pic OBS-ul, cum setați pentru streaming. Lucruri de genul acesta vom vorbi în videoclipuri separate. Dragii mei, dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, abonați-vă pentru a primi și alte tutoriale pe viitor și uitați-vă și pe canalul meu dacă vă plac alte serii de gaming pe care le am în momentul de față în desfășurare. Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!